Statul a luat noi măsuri pentru a-i proteja pe vârstnici. Astfel, românii de peste 65 de ani au voie să iasă în orice moment din casă, dar numai dacă au nevoi medicale. Pentru cumpărături rămâne intervalul dintre orele 11 și 13. De asemenea, seara vor mai putea ieși timp de o oră ca să-și plimbe animalul de companie. Cum s-au respectat noile reguli în prima zi de la adoptarea lor, vedem chiar acum. Dumneavoastră, cred că aveți prioritate, n-ar trebui să stați la coadă. Pentru că în acest timp... Păi 10 canori, de la 11 la 1 aveți prioritate. Eu mă încadrez, mă încadrez. Pensionarii au prioritate la prânz între 11 și 13 în orice magazin prin ordonanță militară. Măsura a fost luată pentru a-i proteja pe seniori care sunt în categoria cea mai vulnerabilă. Ați venit peste mine așa, grămat. Ce să vreau? Vreau să nu ne îmbolnăvim, doamne. Nu înțelegeți? Ce v-am deranjat? Ați venit peste mine. Pentru a evita astfel de scene, chiar și șeful statului face apel la tineri să-și respecte bătrânii. Haideți să-i protejăm pe cei peste 65 de ani, să lăsăm acest interval doar lor. Noi avem tot restul zilei la dispoziție. Ordonanța militară 4 aduce și alte schimbări pentru pensionari. Cei care au împlinit vârsta de 65 de ani pot ieși din casă și în afara intervalului 11-13, însă doar pentru a-și rezolva problemele medicale. Pentru asta vor avea nevoie de o declarație pe proprie răspundere. Acest document nu le va fi necesar și în intervalul 8-9 seara, atunci când aceștia pot ieși pentru nevoile animalelor de companie. Pentru evitarea aglomerării săptămânal apar noi reguli în premieră pentru România ultimelor decenii. În multe situații însă, măsurile par să fie în zadar. Ora 3 azi dimineață, aeroportul Henri Coandă. Într-o fotografie surprinsă marea de oameni, nici vorbă de 1,5 metri distanță între ei. Toți stau la grămadă în terminalul sosirii pentru controlul vamal și pentru verificarea declarațiilor pe proprie răspundere. Reprezentanții aeroportului au promis că vor suplimenta personalul pentru a evita aceste situații. Aglomerația a fost și pe drumul național 1, unde s-au creat cozi de 2 km la intrarea în capitală. Polițiștii au verificat adeverințele de deplasare sau declarațiile pe proprie răspundere. Într-o singură zi, polițiștii au dat peste 10.000 de amenzi pentru nerespectarea restricțiilor de circulație. Valoarea totală a acestora depășește 16 milioane de lei.